Aplauze puternice pentru cel de-al patrulea jurat al serii, Maria Popovici! Yeah! Yes, băi! Băi! Pe unde vrei? Ia-o pe stânga, pe dreapta. Maria, ia-o peste tot. Maria, ia-o peste tot. Hai, mă, că rezistă, mă. Pot să crezi. Doamne, ce emoție am. Doamne, să-i mă, pe mine ajută, mă, Doamne. Extraordinar. Doamne, ce frumoasă e, mă. Love you. Amen-o. Mulțumesc frumos. Câștigătoarea sezonului 2. Cu riscul de a se supăra alții, ea este, cred că, cea mai de succes câștigătoare a Imor. E cea mai activă. E cea mai activă. Te poți spune ce ai făcut cu marele preț? Ești gata la Imor? Da, am cumpărat o mașină și două locuri de veci. Mi se pare foarte tare. E important să ai locuri de veci. Eu am cumpărat, nu pentru mine, erau alți oameni care au murit înaintea mea. Stai un pic să mă prins dintre murat, stați așa. Gata. Vreau, dacă se poate, să ne rugăm toți împreună, că mi-e rău de la emoții. Hai să facem o rugăciune, toată lumea. Dar de la un punct încolo o să fie absolut senzațional. Și mă gândesc că dacă vomit, nu o să dă la televizor, nu? Ba da! Să filmați țâțele, că nu mai am cercei. Numărul a fost prost. Nu trebuie să ne fie frică să spunem asta, că nu e o jignire. Și eu, dacă mă apuc acum vă cânt, plângeți. Nu când marfă. Aia e situația în viață. Bă, nu înțeleg cum ai făcut. Înțeles. Posibil să fiu proastă, dar mi-a plăcut. Ești magică. O mână se duce, o mână se duce. Normal, numai psihopatii se opresc din pufuleț sau semințe. Trebuie să fii bolnav să te oprești din semințe. Mă, bine să plângi.